Știți foarte bine că procedura de negociere acestor lucruri cu Veolia Energie este foarte clar stipulată în contractul încheiat în anul 2004 și care în începutul negocierilor se face pe calea amiabilă. A fost constituită o comisie în care au participat și o serie de consilieri locali. Această negociere nu a dus la un rezultat, a fost făcut un anunț la momentul respectiv, chiar de către domnul Botez, dacă mi-aduc bine aminte, în care ne-a transmis din partea comisiei să trecem la etapa a doua a discuțiilor, aceea de a angaja un expert, un terț, care să analizeze situația și să vină cu o soluție pentru problema apărută între municipiul Ploiești, Consiliul Județean pe de-o parte și firma Veolia Energie. Dumneavoastră sunteți în AGRA, dacă nu mă înșelesc, sau în Comitetul de Coordonare, ce scuze, așa, este în Comitetul de Coordonare. Și știți foarte bine că, inclusiv atunci, dacă nu mă înșelesc, domnul Botez a făcut o serie de aprecieri, în care se punea problema unor investiții făcute, investiții care nu fusese aprobate de către Consiliul Local, nici de Consiliul Județean. Și bineînțeles că toate aceste costuri pe care partenerul nostru din această asociere spune că le-a avut, ele trebuie verificate și din punct de vedere juridic și din punct de vedere al încadrării economice și tehnice în ceea ce înseamnă investiții sau nu. Mai ales că ele au depășit investițiile respective, plafonul care fusese stabilit încă de la început prin contract de 25 de milioane de lei. Fără această analiză, dacă trecem direct și acest lucru probabil că ar fi putut să-l facă și colegii din Consiliu care au participat la acea negociere și au luat în calcul acest lucru, fără această analiză atentă, toate costurile de investiții s-ar fi, și dacă nu erau clar stabilite ca investiții, sau problema juridică, dacă ele pot fi acceptate sau nu de către municipiul Ploiești și Consiliul Județean, pentru că suntem parteneri în acest demers, s-ar fi grevat direct asupra tarifului către populație, ajungând la niște sume la care nici nu vreau să mă gândesc. Vă dați seama că situația nu este, așa cum a spus și dumneavoastră, nu este o situație care să fi început acum un an, doi, este o situație care trenează de foarte mult timp, această pierdere pe care eu o au, pe care o reclamă, de fapt. Și să vin la 12-lea ceas și să pui problema în acest fel, nu cred că este o abordare corectă față de niște parteneri cu care ai lucrat timp de aproape 14 ani de zile. Anul 2019 fiind ultimul an de contract, bineînțeles, există și o clauză în care se poate prelungi acest contract. În altă ordine de idei, știți foarte bine că noi am reușit să demarăm procedura de... Am demarat, de fapt, și s-a și încheiat contractul pentru realizarea strategiei de termenie. Strategie care, bineînțeles, ne va da direcțiile generale prin care noi vom merge mai departe cu ceea ce înseamnă sistemul de termenie, un sistem centralizat în municipiul Ploiești, și, bineînțeles, posibilitatea accesării unor fonduri, fie ele guvernamentale sau prin programe operaționale în structură mare, fiind absolut necesară realizarea acestor investiții pentru a răspunde, pe de-o parte, cerințelor de mediu, pe de altă parte, pentru a putea avea un tarif care să fie sustenabil și care să nu pună o sarcină foarte mare pe bugetul fiecărei familii în parte. Eu cred că, din punct de vedere al municipiului Ploiești și al Consiliului Județean, s-au făcut demersurile necesare. Au fost transmise și ultimele clarificări pe care mi le-a solicitat firma Veolia referitoare la acele obiective și la experții care trebuie să participe la evaluarea în cadrul societății pentru a identifica și a stabili foarte clar care sunt investițiile și dacă, într-adevăr, suma pe care o reclamă Veolia este cea reală sau dacă acele investiții suplimentare făcute fără acordul concedentului, adică Consiliul Local și Consiliul Județean, pot fi sau nu pot fi opozabile nouă, pentru a nu greva un preț, un tarif, aceste cheltuieli care, până la urmă, ajung pe bugetul, v-am spus, al
utilizatorului final, adică în marea majoritatea lui cetățeanul din municipiul Ploiești. Referitor la ceea ce vom face, așteptăm strategia. În termen de 40 de zile trebuie să fie, dacă mă înșel, dacă mă înșel la memoria, trebuie să fie depusă la nivelul municipiului și, bineînțeles, va fi prezentată și Consiliul Județean, Comisii de Utilități și așa mai departe. Și de acolo încolo vom ști ce avem de făcut. Sper ca Veolia să nu discute în acești termeni pe poziții de forță cu doi parteneri care au fost de 14 ani de zile în această asociere și să găsim o cale care să fie benefică, bineînțeles, și operatorului, pentru că nu poți avea un sistem centralizat de termie funcțional și care să funcționeze bine dacă nu ai un partener care dispune de sursele financiare necesare și de forța de muncă foarte bine pregătită și, pe de altă parte, municipiul Ploiești, care să și ploieștenii, bineînțeles, care să beneficieze de un serviciu de calitate și la un tarif rezonabil.